Salut și bine te-am găsit! Sunt Cristina, iar astăzi aș vrea să lucrăm împreună o meditație prin care să eliberăm anumite aspecte care nu ne mai ajută. Iar temele pe care le vom aborda astăzi în principal ar fi legate de resentimente, de furie, de emoții de vibrație joasă, pe care le îndreptăm către noi înșine și către cei din jurul nostru, mai ales familia și oamenii apropiați. În practică vom mai lucra și pe tiparele pe care le-am preluat din neam. Vom lucra pe partea de răni și vom lucra și pe standardele pe care ni le impune fie familia, fie societatea. Vom lucra pe partea de blocaje, vom lucra pe sentimentul de singurătate, dar și pe frica de singurătate și alte frici, și pe atașamente. O să îți las un punct de unde începe meditația, o să găsești marcat în capitole, când vei vrea să reiei, să reiei doar de acolo meditația. Am să te rog să îți găsești o variantă în care să nu fii deranjat. Nu recomand această meditație la volan sau când ai nevoie să fii atent. Asta este un lucru esențial cu orice meditație. Ai nevoie de un loc în care să poți să fii relaxat, să nu fii deranjat, să ai telefonul pus pe silent sau pe modul avion, eu așa procedez de obicei, și unde să poți să te conectezi tu cu tine și cu planurile superioare. Îți doresc să-ți fie cu foarte mare folos și cu ușurință și cu drag și cu folos în tot ceea ce faci și să aibă beneficitatea maximă pentru tine și cu deplină ușurință. Înainte de toate, înainte să începem, nu uita să-ți setezi o intenție, setează-ți intenția ca tot ceea ce nu ți este de folos să fie eliberat și în loc spațiul să fie umplut cu iubire și cu lecțiile pe care le ai de învățat în mod armonios și cu foarte mare ușurință. Te îmbrățișez cu drag și trecem la meditație. Te invit să îți găsești o poziție confortabilă în care să stai cât mai relaxat. Poți să stai așezat, cu spatele drept, sau dacă vrei, poți să te întinzi. Important este să te relaxezi și să îți acorzi un timp în care să te conectezi tu cu tine și cu planurile superioare. Începe să-ți relaxezi corpul. Poți să începi din creștetul capului. Să simți cum creștetul capului tău este ușor. Și niște degete de lumină îți masează scalpul, relaxându-l și dându-ți un sentiment de ușurință, de pace. Apoi, prelungește această stare de pace către gât, către ceafă, către întreg capul tău și către față. Și după ce ai simțit cum capul tău se relaxează, coboară mai jos către umeri, către brațe, relaxează conștient brațul stâng până în vârful degetelor, apoi brațul drept până în vârful degetelor de la mâna dreaptă. Continuă cu trunchiul. Simteți coloana vertebrală și mușchii cum se detensionează. Această stare de relaxare îți cuprinde și bazinul și coboară către picioare. Relaxează piciorul drept, coborând ușor până la vârful degetelor. Apoi,
Relaxează-ți piciorul stâng, coborând ușor până la vârful degetelor. Și în această stare, observă-ți corpul. Observă relaxarea, iar dacă simți că sunt zone care necesită mai multă relaxare, acordă-le atenție încât să poată fi și ele relaxate. Și în momentul în care tot corpul tău este relaxat, imaginează-ți cum din centrul inimii tale coboară energia ta prin picioare, prin tălpi și formând ca niște rădăcini de lumină, coboară către centrul pământului. Iar aici, în centrul pământului, se conectează la acest centru și prin aceste rădăcini de lumină urcă spre tine puterea vindecătoare a Mamei Pământ. Urcă spre tine puterea vindecătoare a cristalelor, energia purificatoare a apei, toate elementele benefice ție în doza cea mai potrivită pentru tine. Și prin rădăcinile acestea simți cum urcă stabilitatea și siguranța și susținerea în tot corpul tău fizic. Și observă cum, prin aceste rădăcini, energia urcă prin picioare, și se intersectează la nivelul bazinului și prin coloana ta vertebrală urcă de-a lungul corpului. Și acest flux de lumină și de iubire și de stabilitate trece prin toate chakrele tale și le aliniază pe rând în timp ce urcă spre creștet. Și simți chakrele tale cum se deschid și se armonizează la cel mai potrivit nivel de funcționare pentru tine. Iar energia urcă și iese prin creștetul capului tău și formează un glob frumos de lumină prin care conștiința ta poate călători cu ușurință și îndeplină siguranță. Și conștiința ta se înalță deasupra capului și urcă din ce în ce mai sus. Trece prin straturi de nori și se ridică deasupra norilor. Și din globul tău de lumină vezi cu deplină siguranță și bucurie ceea ce te înconjoară. Și urci din ce în ce mai sus și treci prin straturi de lumină și urci în continuare și mai sus
Treci printr-un strat de lumină aurie. Unde sunt îngerii și ghizii tăi spirituali, cărora le cerem ajutorul în această călătorie, să ne călăuzească și protejeze. Și urci mai sus, din ce în ce mai sus. Și treci printr-un strat de toate culorile curcubeului și te înalți mai sus și deodată o să vezi o fereastră în spatele căreia observi o lumină alb perlat foarte, foarte strălucitoare către care globul tău de lumină se îndreaptă cu ușurință și în deplină siguranță. Și intri în această lumină și urci din ce în ce mai sus, din ce în ce mai sus. Și când simți iubirea din această lumină și pacea și liniștea, globul tău de lumină se dizolvă, iar tu devii una cu lumina și cu iubirea toate Creatorului. Și imaginează-ți acum că în fața ta este Creatorul a tot ceea ce există. Iar acesta, cu blândețe și iubire, te călăuzește pentru a dizolva, pentru a elibera pentru a rezolva și înlocui acele tipare, acele convingeri, acele emoții care te sabotează, te țin pe loc și cărora vrei să le dai drumul. Iar în locul lor, spațiul va fi umplut cu lumină și iubirea toate creatoare și cu alte tipare și convingeri care să te susțină și să te ajute în tot ceea ce îți propui tu, sufletul tău, în această misiune de viață. Imaginează-ți că scoți o foaie de hârtie pe care ai scris ceea ce vrei tu să fie dizolvat în viața ta. Iar acum te rog să urmărești lista pe care ți-o voi citi și pentru fiecare afirmație, dacă dorește eliberarea, să spui da. Mă eliberez cu ușurință și iubire
de toate resentimentele și furia și neputința și emoțiile de vibrație joasă pe care le simt față de mine. De toate resentimentele și furia și neputința și emoțiile de vibrație joasă pe care le simt față de familia mea. Mă eliberez cu ușurință și iubire de toate resentimentele, de toată furia, de neputință și de emoțiile de vibrație joasă pe care le simt față de oamenii din jurul meu. Mă eliberez de tiparele pe care le-am preluat din loialitate față de neamul meu, fără să fiu conștient, încercând să vindec ce a fost de vindecat. Mă eliberez cu ușurință și iubire de rănile pe care le port în mine, în toate corpurile și structurile mele, din viața aceasta și din cele trecute, ale mele și ale arborelui meu genealogic. Mă eliberez cu ușurință și iubire de nevoia de a mă conforma standardelor și cerințelor impuse de familie, de societate, atunci când ele mă limitează să fiu autentic. Las în urmă, cer să fie dizolvat și transformat în iubirea toate creatoare, datoria de a fi așa cum așteaptă cei din jurul meu, de a-mi trăi viața așa cum se așteaptă ei. Las în urmă frica de a mă deschide către iubire și de a-mi deschide inima. Las în urmă gândurile și convingerile că nu sunt suficient de bun, că nu merit să fiu iubit și respectat și apreciat. Las în urmă nevoia mea de a mă izola de oameni ca să nu fiu rănit. Las în urmă blocajele care mă țin în zona de frică sau de obișnuință. Las în urmă relațiile și obiceiurile toxice care mă sabotează. Las în urmă sentimentul de singurătate, de frică de singurătate, de abandon, de trădare, de respingere. Las în urmă frica de neadaptare la ceea ce așteaptă alții să fiu. Las în urmă și cer să fie dizolvat și transformat în iubirea toate creatoare, atașamentul de trecut și de rezultatele negative de acolo pe care le proiectez în prezent. Respira adânc și vezi cum împăturești scrisoarea și o dai a toate creatorului. Acesta o ia din mâinile tale și observ cum în mâinile lui scrisoarea se transformă
într-o bilă mare de lumină. Iar această bilă de lumină strălucitoare, care radiază ca un soare în jur, este cadoul pe care a toate creatorul ți-l oferă ție. În locul acela ce ai eliberat, primești cu ușurință deplină lecțiile lor pe care le integrezi în cel mai ușor mod pentru tine. Primești resursele care îți sunt necesare ca tu să poți să-ți îndeplinești misiunea vieții tale în deplină ușurință, în acord cu binele tău cel mai înalt și cu binele celorlalți. Primești iubire față de tine și față de ceilalți. Primești tot ceea ce îți este necesar ca tu să îți îmbunătățești viața în fiecare zi, din ce în ce mai mult, cu ușurință, cu înțelepciune și cu discernământ, pentru binele tău cel mai înalt, pentru binele celorlalți și în armonie cu întreaga creație. Iei globul de lumină cu tine și îl poți așeza în buzunar sau îl poți pune în interiorul tău, în zona inimii, știind că este totdeauna cu tine și că îl poți accesa cu deplină ușurință, oricând simți tu nevoia. Și mulțumim a toate Creatorului pentru tot ajutorul și pentru toată călăuzirea. Și observ cum din nou se formează un glob frumos de lumină în jurul tău, care ne pregătim să coborăm. Și cobor din nou prin straturile de lumină. Cobor în siguranță și lin. Treci prin nori. Și conștiința ta intră din nou în corp, prin creștetul capului. Coboară prin corpul tău. Observ din nou firele de energie care formează rădăcini care se conectează la centrul pământului. Și prin aceste rădăcini se amplifică mult toate beneficiile și toate cadourile pe care le-ai primit de la toate Creator. Iar această energie amplificată, cu toate resursele benefice ție, urcă din nou prin tălpile picioarelor și se așează la nivelul inimii. Simți resursele în tot corpul tău și știi că ai tot ceea ce ți este necesar pentru a duce o viață împlinită de creștere și de evoluție. Și când ești pregătit, te invit să deschizi ochii.
îți doresc să-ți fie cu folos și cu ușurință și cu aplicabilitate practică în viața ta această meditație, îți recomand să o repeți. Îți recomand să o repeți. O variantă foarte bună este să începi să faci, pentru că este ceva de eliberare, să începi să o faci preferabil la lună plină și să mergi pe luna în descreștere până se ajunge la lună nouă. Asta înseamnă cam 2 săptămâni. Iar apoi să o reiei de fiecare dată când simți că îți reapare unul dintre tiparele acestea și te blochează. Îți recomand să o reiei și să mai lucrezi, pentru că în practică noi de fiecare dată, chiar dacă lucrăm ceva, pot să apară mici nuanțe de prin alte straturi sau putem să ne conectăm la alte persoane și să mai avem nevoie din când în când, așa cum avem nevoie de duș în fiecare zi, așa avem nevoie și de reconectări. Îți doresc să-ți fie cu folos și cu bine și cu drag și nu uita, dacă ți-a plăcut această meditație, să te abonezi și să apeși butonul clopoțel ca să fii notificat când mai postez și alte exerciții și meditații și informații utile. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc toate cele bune!